găsit, doamnelor și domnilor! Începem o nouă ediție a emisiunii Cocktail. Astăzi vorbim despre ce se va întâmpla în noul an școlar, pentru că sunt multe materii noi, opționale sau obligatorii. L-am invitat în studioul Campus TV în această seară pe domnul profesor dr. Valeriu Șușnea. Dânsul este inspector pe arte în cadrul Inspectoratului Școlar Județean. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor Campus TV! Domnule Șușnea, multe noutăți în anul școlar în program. Am înțeles că vor fi 5 minute de muzică clasică pentru toate clasele, obligatoriu. Cum vor învăța copiii muzică clasică? Când o vor asculta? Cum vor fi inițiați? Pentru că bănuiesc că trebuie o anumită pregătire. Da, este un proiect foarte ambițios, un proiect care se dorește a fi o alternativă la genurile de muzică arhicunoscute și care au invadat televiziunile și radio și viața noastră cotidiană. Este un proiect, spuneam, care se derulează în parteneriat Ministerul Educației Naționale și Radio România Muzical. Este vorba de, așa cum ați spus, 5 minute de muzică clasică. Spun asta pentru că se dorește, în primul rând, această formare, această educare sau educație estetică pentru muzica clasică. Spunem că muzica clasică nu mai este un apanaj al elitelor, ci care se duc la concerte sofisticate și așa, ci se dorește a se forma un public tânăr, un om, omul care să, sau, mă rog, viitorul meloman, care să poată să guste și să înțeleagă în egală măsură această muzică. În primul rând, trebuie să spun că cele 5 minute de muzică clasică vor fi însoțite de niște explicații scurte, foarte scurte, referitoare la autor, referitoare la tema simfoniei sau bucății muzicale. Bineînțeles că s-au ales bucăți cu o linie melodică accesibilă la început. Sigur că aceste mici explicații sunt făcute de un redactor muzical de specialitate, care este de fapt coordonatorul programului, care este o doamnă care se numește Comandașu, redactor muzical, și care a alcătuit acest proiect foarte interesant. Modul de difuzare, că m-ați întrebat cum anume se va implementa în teritoriu acest lucru. În primul rând, de la ce clasă? Da, în primul rând, clasele 1-4 sunt vizate, în special, dar în momentul acolo unde este o aparatură specială pentru difuzarea în pauze, deci un difuzor, de tip difuzor, sau cum să-i spunem. Cum există anumite radiouri în școală. Radiouri în școală, da. La noi mai puțin, dar există stații, așa numitele stații, unde, mă rog, cred că la marile licee, colegii, nu cred că la toate școlile, dar acolo unde există acest lucru, se va face în așa fel încât să existe un program de 5 minute, bineînțeles că este generic, că o fi 10 minute, că o fi un sfert de oră, dar în general se vizează de fapt această, cum să spun, obișnuință de a asculta muzică clasică, de a înțelege și a descifra cumva instrumentele care fac parte dintr-o orchestră, de a încerca să ne închipuim câteva imagini transpuse, hai să zicem, vizual din imaginile muzicale și mai departe. Adică pur și simplu o educație a tinerilor, a copiilor. Că dacă spuneți că în clasele 1-4 va fi o problemă. Da. Ce se va întâmpla cu cei mici care nu au din familie o educație muzicală? Probabil că singurul contact cu muzica a fost la televizor sau în mașină ascultând o piesă la radio și știm ce se difuzează în mare parte. Aș vrea să-mi spuneți cum îi veți ajuta să nu fugă de muzica clasică. Multora li se va părea probabil ceva nou, dar nu neapărat ceva plăcut. Întotdeauna lucrurile
trebuie să aibă un început și atunci încet, încet ei se vor apropia, cred, în primul rând din curiozitate și apoi o să vedeți că lucrurile... Eu am încredere în feedback-ul acestui program pe care îl vom face după un an de zile și sper ca și județul nostru, pentru că eu mă ocup de întregul județ și de municipiul Buzău, bineînțeles, în ceea ce privește acest proiect. În rest, cei care nu au mijloace din acestea de audio vor face în timpul orelor de muzică, vor avea un program special. Fișierele cu aceste prime piese muzicale mi-au fost, mă rog, trimise. Eu am 2-3 oameni în teritoriu care se ocupă cu răspândirea acestor bucăți muzicale. Acum, problema este, într-adevăr, și cei care vor fi îndrumătorii. Deci cei care vor implementa, pentru că grupurile țintă sunt clare. Deci e vorba de copii mici, copii de la 1-4. De altfel, acest segment este un segment care a stat la baza și altor proiecte, despre care o să discutăm probabil în prima parte a emisiunii noastre, proiecte pe care eu le văd extrem de utile. Și pentru că avem nu numai proiect de muzical, aceste 5 minute de muzică, o să spun că avem și un alt proiect, data aceasta un opțional care se numește Dea Arhitectura, așa se numește, Dea Arhitectura. Este un proiect foarte ambițios, un proiect care se adresează tot segmentului 1-4, copiilor care vor identifica clădirile importante și semnificația acestor clădiri în orașul, în satul, în comuna, în municipiul respectiv. Deci, în primul rând, este o cunoaștere a clădirilor din municipiu și apoi vor trece efectiv la construcția unor mici machete colorate, care cu străduțe, e foarte frumos acest proiect, l-am văzut și eu implementat deja în câteva școli pilot, care au dat niște rezultate extraordinare și vreau să spun că imaginația copiilor este extraordinară, pentru că ei vor reamenaja, reașeza, hai să le spunem, după niște reguli sentimentale de data asta, clădirile importante. Dar nu numai asta, lucrurile sunt și foarte serioase, nu este chiar o proiectare de arhitectură, nu trebuie să sperie nimeni, pentru că, în general, cei care vor implementa cele două programe vor fi învățătorii și profesorii de educație muzicală, respectiv educație vizuală, care predau la 1-4, deci la gimnaziu. Sunt pregătiți deja, au toate informațiile necesare? Informațiile există la mine. Deja eu am vorbit cu învățătorii, cu cei care coordonează munca învățătorilor și aceste proiecte deja se vor derula în teritoriu. Ele au ca termen de start 1 octombrie. Sperăm că până atunci vom pregăti foarte bine implementarea lor. Sigur că ele sunt opționale, adică dar eu văd în acest gen de proiect în care îl pui pe copil să gândească, îl pui să îi faci o anumită educație pentru spațiul locuit sau construit, îl implici în niște module de locuire care iarăși pe care trebuie să le creeze. Am văzut acest proiect la București cu ocazia unei sărbători de acolo din zona Aman și vreau să spun că erau pur și simplu machete uriașe cu orașe gândite, cu căsuțe gândite de copii. Toate acestea colorate, cu acoperișuri, cu pomișori, cu mașinuțe. Ce înseamnă asta? Înseamnă dezvoltarea unei gândiri pentru spațiul locuit, deja cum spuneam, pentru aceste nuclee urbane
extrem de bine gândite de ei, ca și funcționalitate și poate o altă funcționalitate. Eu știu ce gândesc copiii, dar eu mă aștept ca toți colegii mei învățători să vibreze, între ghilimele, la aceste proiecte și să încerce să dea un nou suflu tipului acesta de învățământ. Oricum, este o cultivare a bunului gust până la urmă și e bine că porniți de la clasa 1, însă sună foarte frumos. Ideea ar fi să vedem și în practică ce se va întâmpla, dacă se poate aplica în Buzău, în județ, unde sunt multe probleme în unitățile școlare. Și aș vrea să revenim un pic la subiectul cu muzica. Acel program este unul obligatoriu. Sunt copii sau învățători, cadre didactice, care v-au refuzat aplicarea acestui program, au venit cu plângeri și au spus că nu prea se poate în școală? Niciun caz. M-am spus, suntem la început, de-abia mi s-au trimis fișierele, ieri le-am primit fișierele și vom încerca așadar să facem probabil un sistem de casete sau de discuri, de CD-uri și să, în felul ăsta, să încercăm să implementăm acest proiect. N-am deocamdată niciun fel de reacții, dar să sperăm că va fi bine, mai ales că mai avem un proiect foarte frumos care iarăși cred că va face deliciu de data aceasta tuturor celor care vor fi beneficiarii acestui program de jazz și muzică ușoară. Este vorba de jazz vocal, bineînțeles. La liceele teoretice, în general, trebuie să aplicăm acest gen. Este o propunere de curs foarte interesantă. Eu de-abia aștept să văd, n-am deocamdată să vă spun amănunte, dar cred că programa va fi o programă extrem de permisivă și extrem de bine primită de copiii de liceu, de exemplu, licee teoretice, care o să aibă și o alternativă a acestor, și nu numai, a acestor, cum să spun, proiecte care vizează jazzul vocal și muzica ușoară. Este... La liceu, cu siguranță, vor fi bine primite pentru că există și o pregătire. Haideți să încheiem subiectul cu primele 4 clase și cu muzica clasică. Mi-a spus că v-au venit primele bucăți. Care sunt compozitorii care vor fi difuzați în primele ședințe? Nu am acum, în momentul acesta, toate... să vă dau informația câteva exactă, idei. Dar vreau să vă spun doar că s-au ales piese cunoscute în interpretări noi, adică în interpretări de orchestre noi. Asta s-a dorit, asta mi-a comunicat doamna care se ocupă de acest proiect și de-abia aștept și eu să văd, să le derulez, să le descarc pe toate, să încerc să văd, să caut un sistem de, spuneam, de implementare. După ce voi face acest lucru, atunci poate vă voi da într-o emisiune viitoare mai multe amănunte și de ce nu, poate chiar să mergem la o unitate școlară care își dorește acest proiect să-l implementeze. Am o veste bună și pentru liceele de artă. Așa cum știți, avem un liceu de selecție vocațională foarte, foarte bun. Spun asta pentru că rezultatele pe care liceul de artă Margareta Sterian le are în confruntările, fie ele olimpiade de tip național, fază națională, dar și concursuri naționale și internaționale, avem un loc fruntaș, suntem al doilea liceu, de exemplu, unitate școlară la nivel de liceu din municipiul Buzău, după HD-ul, ceea ce cred eu că ne onorează. Spuneam de un proiect foarte interesant, de data aceasta el se va derula, cred că este în fază de aprobare, de semnare a proiectului, mai trebuie doar ordinul de ministru și el va fi implementat. Este vorba de conservarea bunurilor culturale. Așa numitele clase de conservator, cum spuneți. De conservator de bunuri culturale. Conservarea bunurilor culturale nu se referă neapărat la restaurarea bunurilor culturale, dar conservatorul are atribuțiuni în programă, din câte știu și din câte am văzut și ni s-a explicat. Este vorba de un
gen de profesiune care se găsește în nomenclatorul profesiunilor și asta e un lucru foarte bun. În ideea aceasta de a încerca să facem din liceul de artă și din absolvenții acestui curs niște oameni care să se apropie de siturile și de monumentele istorice și de obiectele în sine de patrimoniu. Proiectul în sine se dorește a fi în primul rând de formare iarăși a unei culturi extraordinare, a unor lucruri care țin de apropierea de monument, de voluntariat, aș zice eu, vis-a-vis de restaurarea, de lucrările de restaurare și conservare. Sunt atât de multe monumente în județul Buzău și situri arheologice. Iarăși se poate merge pe voluntariat. Și apoi sunt cursuri de chimie, sunt cursuri de înscriere, înseriere și de lucruri de manipulare a operei de artă. Cum anume te apropii de ea, dacă sunt condiții de conservare și de expunere foarte bună a operei de artă. Deci, conservator de bunuri culturale, mi se pare mie că duce către un lucru care lipsește, și anume dragostea față de un monument pe care, eu știu, o clasă de la liceul de artă poate să-l aibă la un moment dat ca un monument matrice pentru dezvoltarea unor abilități vis-a-vis de, eu știu, gândiți-vă că avem cetatea Bradu, care este lăsată, nu s-a mai făcut nimic și cred că ar trebui și ea restaurată. Sau o serie întreagă de elemente care țin chiar de bunuri culturale, de data aceasta mobile, de lucruri care vin să completeze cumva cunoștințele de cultură generală, să împletească, știu eu, o meserie, nu, cu aceste cunoștințe istorice despre monumentul respectiv. Cred eu că este un curs foarte bun și e bine că, iată, din minister avem aceste repere pe care le vom, cu siguranță, le vom implementa și la Liceul de Artă Margareta Sterian alături de celelalte. Cine predă, o să mă întrebați cine o să predea acest lucru, este vorba de absolvenții de institute superioare de artă care au în diplomă restaurarea patrimoniului cultural. Păi și avem atunci, în Buzău sau cum trebuie să implicăm? Sigur că da. Nu. Sunt suficienți pentru toate clasele? În față unul dintre absolvenți. Știu, dar dumneavoastră cu noua funcție de inspector pe artă, bănuiesc că sunteți foarte ocupat, așa cum sunt și colegii dumneavoastră. Da, de asta este spun, adevărat. Avem cadre suficiente care să învețe pe elevi? Dacă este vorba doar de o grupă la liceul de artă, nu e o problemă. Un singur profesor poate rezolva acest lucru. Dar sunt și alți colegi de-ai mei care pot face asta. Și vorbeați mai devreme despre voluntarii care ar putea să vă însoțească pe dumneavoastră sau ar putea crea grupuri care să meargă și să restaureze anumite monumente, voluntari pe care probabil vă va fi mult mai ușor să-i găsiți, asta pentru că, așa cum bine știți, am intrat și noi în rândul lumii cu voluntariatul care va fi trecut în cartea de muncă. Asta este bine pentru că este nevoie de așa ceva. Spiritul acesta de voluntariat văd că se dezvoltă din ce în ce mai mult și prinde la noile generații. De aceea eu mă bucur că există acest curs de conservator de bunuri culturale. Cred că la început, bineînțeles, ca orice lucru de început, va fi oarecare reticență vis-a-vis de finalitate și de programa în sine, care, așa cum
spuneam, conține în primul rând legislația legată de bunurile culturale, pentru că elevul, absolventul trebuie să aibă, să cunoască foarte bine legislația legată de patrimoniul cultural național și de conservarea și restaurarea bunurilor culturale, de păstrarea lor, de fapt. Apoi, elemente, așa cum am spus, repet, de chimie, de umiditate, niște elemente care țin de condițiile de păstrare a bunurilor culturale și, așa cum spuneați, și de voluntariat, pentru că în final vor face și practică. Și atunci unde poți să faci practică decât într-un muzeu care are deja conservatori specializați, conservatori de bunuri culturale, unde există bunuri culturale și unde această practică va fi, cred eu, însoțită și de o, hai să-i spunem, perioadă în care absolventul se va, sau chiar elevul se va apropia de monumente de patrimoniu. Oricum, câteva inițiative foarte bune din partea Ministerului, din acest punct de vedere. Să înțelegem că va fi obligatoriu programul cu 5 minute de muzică clasică în clasele 1-4, ar fi bine. Celelalte opționale. Ar fi bine să fie, nu? Acest proiect care înseamnă conservarea bunurilor culturale, cred că se va implementa de la anul în toate liceele de artă, așa că este normal să fie, din câte ni s-a spus, și iar celelalte, jazzul și muzica ușoară, la fel, cred că foarte curând va fi creată programa pentru acest segment, vorba de licee teoretice, altele decât liceele de muzică, și celelalte, bineînțeles, că sunt elemente care, cu care încercăm să obișnuim încet, încet pe tinerii de 1-4, deci de la clasele 1-4. Mie mi se pare că sunt lucruri noi, lucruri pe care am dorit să le avem, dar în același timp am dorit să ne formăm și oameni care să implementeze acest proiect. Adică în momentul când vrei să faci acest lucru, sigur că apelezi la profesori specializați, ori vreau să spun că Liceul de Artă Margareta Sterian are chiar specialiști, unii care au terminat conservatorul și au în diplomă și secția de jazz. Și atunci, cu siguranță că noi avem în județul Buzău și în Buzău, Liceul de Artă, suficiente cadre care să implementeze aceste proiecte. Cred eu că, din punctul ăsta de vedere, suntem, eu cel puțin, ca și inspector de artă, sunt fericit că am o colaborare așa de bună cu Liceul de Artă, unul dintre, nu mi-e frică să spun, unul dintre cele mai bune licee din țară. O să vorbim în a doua parte și despre un eveniment frumos care a fost organizat și inițiat de o fostă elevă a Liceului de Arte, Margareta Sterian. Aș vrea să vă întreb, luna aceasta ați fost numit inspector pe arte în cadrul Inspectoratului Județean Buzău, cum a fost până acum? Până acum pentru mine a fost foarte bine, că eram mai liniștit și mă ocupam de proiectele Uniunii Artiștilor Plastici, pentru că acum am o perioadă foarte grea, întrucât, așa cum spuneam, vom vorbi în partea a doua emisiune despre Bienala Artelor Ion Andreescu. Dacă vă referiți la... La prima perioadă ca inspector, mă refer la primele zile pe care bănuiesc că le-ați trăit din plin. Sunt așa cum se întâmplă când reiei o activitate așa, sunt lucruri la început de organizare care încet, încet se vor rezolva, cred eu că se vor rezolva și vom intra și cu această disciplină, deși are doar jumătate, eu am jumătate de normă la inspectoratul școlar, am catedră la Liceul de Artă Margareta Sterian în continuare, nu renunț la elevi sub nicio formă, așa, și atunci cu siguranță că toate aceste lucruri, cred eu că atâta cât îmi stă mie în putere, încerc să gestionez și activitatea colegilor mei, profesori de muzică și de arte plastice, iar la liceu avem și secția de arta actorului.
În a doua parte vom discuta despre Bienala Ion Andreescu. Se apropie și sunt multe lucrări depuse deja. Ne oprim pentru publicitate. Revenim în câteva minute.